Multe companii din Londra le-au dat liber angajaților să poată veni să fie alături de regina Elisabeta II pe ultimul drum. Estimările Poliției Metropolitane Londoneze arată că 400.000 de oameni au ieșit astăzi pe străzi. Iar orele de așteptare n-au însemnat nimic în fața celor câteva clipe în care și-au plecat capul atunci când cortegiul funerar trecea prin fața lor. Mulți oameni au simțit atunci că întorc chiar ei o pagină de istorie. It's unbelievable and yeah, special moment. She was a marvelous woman and thank you for all she's done for our country. How do I feel? Sad, devastated. Think she deserves our thanks. Rugăciuni, mulțumiri și momente de reculegere timp de 4 zile, cât sicriul va fi depus la Westminster Hall, loc de pelerinaj pentru 10.000 de oameni veniți din toată lumea, inclusiv români. Foarte multă emoție, foarte multă tristețe, mai ales din partea cetățenilor britanici. Am văzut oameni plângând, am văzut oameni care pur și simplu regretă, pentru că regina a fost istorie și va rămâne istorie. Noi am vrea să mergem până la palat să-i ducem niște flori. Nu contează, stăm la coadă până atunci. Milioane de gânduri se vor îndrepta către cea care a domnit 70 de ani și 240 de zile, iar mii de oameni vor putea să-și ia rămas bun de la cea care le-a fost regină.